situacije je bila zdenka. Vă primim cu pâine, sare și un pic de zuică, da? Da. Mulțumim. Deci, ca să știți. Domnul primar aici. Da? Doamna superprefect noastră acolo, eu aici. Mircea Hain cu acela. Vă rog. Faceți dumneavoastră frumos. Bună ziua, doamnelor, domnilor, stimați invitați! Sunt deosebit de onorat să deschid astăzi această ședință festivă, ședință la care avem onoarea să avem alături de noi pe domnul deputat Mircea Fechet, reprezentant al Parlamentului României, pe doamna suprefect Tudorița Alungu și domnul suprefect Narcis Gitaru, reprezentanți ai Guvernului în teritoriu. Alături de mine este primarul comunității Corlăteni din raionul Râșcani, Republica Moldova. Comunitate cu care împreună am decis să ne înfrățim. Bine ați venit, domnul primar, la Dărmănești și ne dorim să fim frați pe vecie. Doamne ajută! O să, înainte de a trece la, eu știu, a spune jurământul înfrățirii, am să-l rog pe domnul deputat Mircea Fechet să ne spună câteva cuvinte, după care pe doamna suprefectul Dorița Lungu și sigur vom trece la semnarea acestui act care de astăzi ne face frați. În sală mai sunt prezenți reprezentanți din satul Corlăteni și avem aici secretarul satului Corlăteni, contabilul șef, secretarul orașului Dărmănești, colegii noștri consilieri, domnul viceprimar și sigur mulți alți reprezentanți ai instituțiilor din județul Bacău. Vă rog, domnul deputat. Mulțumesc, domnule primar Constantin Toma. Domnule primar Veaceslav Orb, bine ați venit în România, în județul Bacău, bine ați venit la Dărmănești. Distinși invitați, stimați consilieri locali, spun ori de câte ori vin la Dărmănești cât de mult mă bucur că domnul primar Constantin Toma înțelege că atât la momente mai puțin frumoase, cum ar fi calamități naturale și alte evenimente neplăcute, dar mai ales la momente de sărbătoare, la momente festive, la momente atât de frumoase, precum este cel de astăzi, nu pot decât să îi mulțumesc pentru invitație și să-i spun cât de mult mă bucur să fiu astăzi aici. Este un lucru emoționant să asist la o înfrățire între două localități care nu sunt oarecare, ci sunt două localități înfrățite chiar și dinainte de a se întâmpla acest act juridic astăzi. Pentru că eu consider că toate localitățile din România sunt înfrățite cu toate localitățile din Republica Moldova pentru că împărtășim aceleași valori, vorbim aceeași limbă și până la urmă suntem în simțire cu toții foarte asemănători. Dacă o să căutați pe internet și slavă Domnului că avem aceste instrumente de căutare, o să constatați că la fel cum se întâmplă cu foarte multe localități din județul Bacău, spre exemplu,
prima atestare documentară a satului Corlăteni este într-un act juridic emis de Ștefan cel Mare, acum mai bine de 500 de ani, ori acesta nu poate fi decât încă un motiv care să ne sensibilizeze și mai mult și să ne producă și mai multă bucurie. Fără a lungi acest moment festiv, încă o dată vă mărturisesc, domnule primar, că mă simt onorat că mă aflu astăzi aici și sper că în viitor, după ce terminăm festivitatea, acest proces de înfrățire să meargă și mai departe, nu doar la semnarea unor acte, ci poate în domeniul cultural, în domeniul educațional, artistic și cine știe în câte alte domenii, putem continua această înfrățire pentru ca să ne asigurăm că și mai departe atât Tărmăneștiul cât și Corlăteniul vor fi și mai surori decât sunt astăzi. Vă mulțumesc foarte mult! Am luat asistență. Aș începe așa, astăzi zi de mare sărbătoare pentru ortodoxi. De fiecare dată ne gândim să aducem lângă noi în zi de sărbătoare neamurile. Și primul la care te gândești e fratele, părintele. Astăzi primarul Toma s-a gândit la un frate al nostru de peste club și o numim înfrățire. Aproape că nu-i firesc, pentru că noi suntem frați de la Dumnezeu, pentru că și un eveniment micuț în biroul dumneavoastră m-a emoționat foarte, foarte tare. Și vă împărtășesc lucrul ăsta cu dumneavoastră, domnul primar și-a dat de șarfa acasă. Și domnul primar cum a zis, nu-i problemă, avem aceeași șarfă. E, ce gest mai puternic decât acesta putea să aibă loc înainte de această înfrățire? Ați luat șarfa asta natural, pentru că e la fel. Pentru că și v-a așezat un primarul Toma cu atâta grijă și cu dragoste. Vă îmbrățișez pe toți frații noștri de peste Prut care ați venit astăzi aici și cei care astăzi stau cu emoție și știu că sunteți la Bacău, la Dărmănești. Îi așteptăm și pe ei, pe consilierii locale aici, să-i vadă moșii consilieri locali ai Dărmăneștiului, cu care eu mă mândresc foarte, foarte tare. Tuturor le spun că sunteți printre cei mai tari consilieri locali. Și sunt convinsă că cei dumneavoastră sunt la fel. Vă mulțumesc pentru vizita pe care ați făcut-o aici. Celor care sunteți Constantin și Elena în sală, vă doresc la mulți ani, familiilor voastre de asemenea. O zi bună să aveți! Mulțumesc, doamna subprefect, mulțumesc, domnul deputat. Sigur că sunt momente emoționante și, așa cum spuneați și dumneavoastră, noi astăzi perfectăm un lucru care Dumnezeu l-a lăsat cu multe sute de ani în urmă, și anume acela de a fi parte din aceeași nație, din același trup care se numește Moldova și care nouă ne place să spunem că face parte din România Mare. Domnule primar, în ședința din 31 ianuarie 2022 a Consiliului Local Dărmănești a fost aprobat acordul de înfrățire între orașul Dărmănești, județul Bacău din România și satul Corlăteni, raiorul Râșcani din Republica Moldova. Vă rog împreună să rostim jurământul înfrățirii, după care vom semna și documentele. Cu permisiunea dumneavoastră am să-i dau citire eu. Dar cu siguranță și dumneavoastră veți rosti acest jurământ în sufletul dumneavoastră. Noi, Toma Constantin și Bold Viaceslav, primari ai orașului Dărmănești de Bacău și Corlăteni, raionul Râșcani, Republica Moldova,
reprezentanți aleși ai cetățenilor noștri. Acționăm în numele unor dorințe și intenții sincere și nevoi reale ale cetățenilor noștri. Conștienți de faptul că civilizațiile noastre și oamenii își găsesc originile în vechile comunități locale libere, ale cărui spirit de libertate s-a înregistrat la început în libertatea câștigată de ei și mai târziu în guvernările locale pe care au fost capabili să le descopere. Considerând că istoria va continua într-o lume mai vastă, dar că această lume va fi cu adevărat umană, doar dacă bărbații și femeile trăiesc libere în orașe libere, convinși de necesitatea respectării principiului subsidiarității, afirmând valoarea respectării drepturilor omului, pe care le păstrăm inviolabile și inalienabile, recunoscând că interdependența crescută a diferitelor societăți naționale necesită o ordine internațională, globală, democratică, ca fundament pentru o pace reală. Convinși că legăturile care conectează localitățile pe continentul nostru constituie un element fundamental pentru calea către dezvoltarea cetățeniei europene și astfel către promovarea unei Europe de dimensiuni umane, ne asumăm în această zi un jurământ solemn. În conformitate cu relațiile de colaborare stabilite între cele două țări ale noastre, să menținem legături permanente între autoritățile localităților noastre pentru a promova dialogul nostru, pentru schimburi de experiență și implementarea tuturor activităților comune, care ar putea să întărească îmbunătățirea de comun acord în toate domeniile care intră în competența noastră. Să încurajăm și să sprijinim schimburile între cetățeni pentru a asigura prin intermediul unei înțelegeri de comun acord și a unei cooperări eficiente, adevăratul spirit al frăției europene pentru noul nostru destin comun din prezent. Să acționăm în conformitate cu regulile de ospitalitate, cu respectarea diversităților noastre, într-o atmosferă de încredere și în spiritul solidarității. Să garantăm pentru toți oamenii posibilitatea participării la schimburi între cele două comunități, fără nicio discriminare de nicio formă. Să promovăm valorile universale de libertate, democrație, egalitate și prevederile legilor prin schimburile și cooperarea noastră. Să concentrăm eforturile noastre folosind toate mijloacele aflate la dispoziția noastră pentru sprijinul succesului acestor demersuri esențiale pentru pace, progres și prosperitate, care este în esență unitatea europeană. Așa să ne ajute Dumnezeu, Dărmănești, 21.05.2022. Împreună vom semna acest și rog colegele mele să vină aproape. Domnul primar, vă rog. Și acordul de înfrățire aici. Asta. Și aici. Domnule primar, cu mult drag. Mulțumesc mult. Doamne ajută. Doamne ajută. De astăzi cele două comunități îmi doresc tare mult să
așa cum am jurat noi aici, să strângă relațiile și chiar dacă noi sau consilierii locali nu vom mai fi mâine sau poimâine, aceste lucruri pe care le-am stabilit astăzi să fie duse mai departe. Încă o dată vă felicit, felicit și pe domnul secretar și pe doamna contabil șef și pe toți colegii din Consiliul Local al satului Corlăteni și pe toți cetățenii satului Corlăteni să le transmiteți mesajul nostru că aici, la Dărmănești, în România, în județul Bacău, aveți, dincolo de niște prieteni adevărați și niște frați adevărați. Mulțumesc, domnule primar, mulțumesc, domnule. Vă rog cuvântul dumneavoastră. Stimați deputat, stimați suprefecți, stimați consilieri locali, mulțumate, domnul primar, am avut deosebită plăcere, chiar din prima discuție cu noastră telefonică, am știut că să fie cu rezultat bun și, respectiv, ne bucurăm foarte mult de această sărbătoare. Pentru Corlăteni este o sărbătoare, deoarece este prima comunitate care este frățită cu satul nostru. Deci sperăm ca relațiile dintre localitățile noastre să fie de lungă durată, durabile, să facem schimb de tradiții, de cultură. Vă invităm cu drag la noi în localitate, ca respectiv să faceți cunoștiți și cu locuitorii noștri, că sunt tot un, spunem, un neam, doar ce suntem împreună, suntem niște frați care la fel gândim, la fel respectăm tradițiile, la fel ne petrecem, la fel îndurăm toate greutățile. Doamne ajută la toate, sper să colaborăm bine și vă mulțumesc mult că ați acceptat. Ne-ați întâlnit cu drag. Mulțumesc, doamne! Am să vă rog să ne deplasăm în piațeta din fața primăriei, unde vă propun împreună să deschidem oficial a 5-a ediție a târgului de produse tradiționale la porțile Nemirei, târg de produse care vine să promoveze micii producători, acei producători care se zbat în dorința de a face produse de calitate, poate de cea mai bună calitate și după rețete care sunt de cele mai multe ori de sute de ani preluate de la strămoșii noștri și, așa cum îmi place mie să spun, facem acest lucru pentru a reda copiilor noștri alimente sănătoase, alimente naturale, tradiționale și cu gusturi pe care de cele mai multe ori ei nu au unde să le mai găsească, pentru că în magazinele noastre găsim alte gusturi, alte produse. Aceste produse tradiționale cred că trebuie susținute, promovate și vă invit împreună la deschiderea celei de-a 5-a ediție a târgului de produse tradiționale. Încă o dată mulțumesc tuturor pentru prezență. Mulțumesc, domnule primar. Mulțumesc. Cu siguranță, cu siguranță vom duce mai departe această tradiție a românismului, fie că suntem în stânga sau în dreapta Prutului. Încă o dată, Doamne ajută. Doamne ajută. Mulțumesc. Ne îndreptăm frumos spre... Da.